Directorul medical al Spitalului de Urgență Roman, dr. Oana Onu, a explicat faptul că unitatea sanitară romașcană se află în perioada post-acreditare, în care are foarte multe sarcini de îndeplinit stabilite de Autoritatea Națională de Acreditare și Monitorizare a Spitalelor, ANMCS, instituția abilitată să verifice unitățile medicale. Pe scurt, o să vă vorbesc un pic despre acreditare și mai ales despre perioada în care ne aflăm acum. Știți că în anul 2015 noi am obținut acreditarea spitalului. Acum ne aflăm în faza de monitorizare post-acreditare, ciclul 1. Pentru toți ascultătorii noștri, aș dori să precizez suplimentar ce înțelegem prin acreditare, pentru că de multe ori au fost confuzii între acreditare și gradul spitalului. De la început vreau să fac precizarea că acreditarea nu certifică gradul spitalului. Gradul spitalului reprezintă o clasificare a spitalului în funcție de complexitatea cazurilor pe care le rezolvă. Acreditarea este o modalitate prin care se demonstrează că o unitate medicală face eforturi să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților. Acreditarea se realizează de către Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate, pe scurt ANMCS, fostul CONAS, și care, în mod concret, pe înțelesul tuturor, verifică dacă o unitate medicală poate să facă ceea ce spune că face. Acreditarea este valabilă 5 ani. În etapa în care ne aflăm în momentul de față, respectiv de monitorizare post-acreditare ciclu 1, este o etapă mai puțin vizibilă, în sensul că avem anumite raportări la care trebuie să punem la dispoziția ANMCS-ului diversi indicatori, dar nu mai este prezentă comisia de acreditare fizic în cadrul spitalului nostru. În etapa actuală, Spitalul Roman se află în faza post-monitorizare a ciclului 1, care este o etapă mai puțin vizibilă în sensul că ea constă într-o serie de raportări prin care se pun la dispoziția ANMCS diversi indicatori. În această etapă nu se face decât verificare scriptică. Anul acesta avem 4 tipuri de monitorizare, una actuală, la care este necesară o raportare care s-a făcut în ultima zi lucrătoare a lunii februarie, dată care va fi menținută pe parcursul celor 5 ani la nivelul întregii țări. Astfel că anul acesta avem 4 tipuri de monitorizare. O monitorizare anuală, la care este necesară o raportare care are loc în ultima zi lucrătoare din luna februarie a fiecărui an, cu excepție, prin excepție, anul acesta, această raportare a fost făcută în data de 31.03.2017 la nivel național, pentru că a fost primul an în care s-a implementat noțiunea de monitorizare anuală și care a prevăzut punerea la dispoziția ANMCS-ului a unor anumitor documente, printre care amintesc lista de proceduri folosite în spital, lista de protocoale pe fiecare secție și compartiment, registrul riscurilor întâlnite la nivel de spital și detalii despre sistemul de management a calității, despre cum funcționează și cum este organizat în cadrul spitalului nostru. Cea de-a doua etapă de monitorizare va fi cea semestrială, care se va efectua în ultima zi lucrătoare din luna iulie 2017 și în ultima zi lucrătoare din ianuarie 2018. Cerințele pentru această etapă privesc detaliile despre morbiditatea din spital, numărul de cazuri internate, structura pe venituri și cheltuielile unității sanitare, tipul și modul de organizare a secțiilor și compartimentelor, inclusiv la centrul de primiri urgențe și din ambulatoriul integrat al spitalului. Urmează o a doua monitorizare, monitorizarea semestrială, care în mod teoretic este efectuată în ultima zi lucrătoare din luna iulie și în ultima zi lucrătoare din ianuarie anul următor. Anul acesta, excepțional, prima raportare a fost făcută în 28 februarie 2017 pentru anul 2016, următoarea va fi pe 31 iulie. Cerințele pentru această etapă sunt detalii despre morbiditatea spitalizată, despre numărul de CNP-uri internate, despre structura de venituri și cheltuieli a spitalului, tipul și modul de organizare a secțiilor și compartimentelor, inclusiv a centrului de primire urgență și ambulatorului integrat al spitalului. O altă monitorizare este monitorizarea permanentă a eventualelor evenimente adverse care pot să apară în cursul desfășurării activității. Ca obligativitate trebuie să raportăm aceste evenimente în maxim 24 de ore de la apariție, dar foarte important este că raportarea aceasta și colectarea acestor date este fără caracter acuzator, ci doar în vederea învățării din eventuale erori care pot să apară în desfășurarea activității.
În această perioadă se realizează și o monitorizare a eventualelor evenimente adverse care pot să apară în cursul desfășurării activității, fiind obligatoriu ca astfel de evenimente să fie raportate în maximum 48 de ore de la apariția acestora. Trebuie menționat faptul că raportarea și colectarea datelor despre astfel de evenimente este fără caracter acuzator, ci se face doar pentru a avea cunoștință de ele. Ultimul tip de monitorizare este cea legată de modificările de structură sau, altfel spus, în maxim 30 de zile de la înființarea unei noi secții sau compartiment, spitalul este obligat să aducă acest lucru la cunoștință Autorității Naționale de Monitorizare a Spitalelor, fostul CONAS, orice apariție a unei noi structuri medicale.